Dacă nu știți ce să faceți în timpul liber din acest weekend, vă venim noi în ajutor cu câteva sugestii. Nu de alta, dar este păcat să nu ne bucurăm cu toții de zilele plăcute de toamnă, chiar dacă pe aici, pe acolo, va mai cădea și câte o ploicică. Dacă toți suntem sfătuiți să ducem o viață sănătoasă și activă, să facem mișcare cel puțin 30 de minute pe zi, iată că în acest weekend avem ocazia să ne relaxăm făcând sport. La Hunedoara, Săptămâna Europeană a Sportului începe sâmbătă 23 septembrie de la ora 9 cu un maraton de tenis de masă la Colegiul Economic Emanuel Gojdu. Duminică 24 septembrie de la ora 11 puteți participa la o plimbare cu bicicletele pe traseul Gara Castelul Corvinilor, iar de luni 25 septembrie și până joi în 28 septembrie are loc prima ediție a Cupei Corbișorilor Albaști. Asociația Alert Îndeva vă așteaptă sâmbătă să descoperiți frumusețea zonei alergând pe dealurile Devei pe un traseu agreabil și cei de la Corvin E-Bike Tours vă așteaptă sâmbătă de la ora 10 la o tură cu bicicleta electrică de la Castelul Corvinilor din Hunedoara și până la cetatea din Deva. Actorii Teatrului Dramatic Ide Sârbu din Petroșani vă invită la premiera spectacolului Repetiție Generală de Aldo Nicolai, sâmbătă 23 septembrie de la ora 18, iar duminică 24 septembrie puteți viziona de la ora 11, de data aceasta la Teatrul de Artă Deva, piesa Muștele, în regia lui Eugen Pădureanu. Nu ratați nici recitalul pianistului Cătălin Răducanu, chiar dacă va avea loc luni 25 septembrie, începând cu ora 19, la sala Pro Arte a Colegiului Național Decebal din Deva. Vă recomandăm să treceți pe listă și petrecerile în aer liber din acest weekend. La Luncoiul de Jos, toamna se sărbătorește cu un regal folcloric, dar și cu trupa DJ Project, primul eveniment de acest tip din ultimii 5 ani. 3 zile de distracție sunt anunțate și la Lupeni, în Valea Jiului, unde va avea loc o nouă ediție a festivalului Berry. La Deva, în parcarea de la Poalele Cetății, sâmbătă 23 septembrie, zilele maghiare ale județului Hunedoara, eveniment cultural și gastronomic. Și dacă toți suntem la rubrica Timp Liber, duminică 24 septembrie puteți urca până la Costești, unde va avea loc cea mai așteptată sărbătoare a ciobanilor, Țurcana Regina Munților.